Noi suntem comentatorii acestei partide, Geo Ciungălan și Sergiu Timar. În această partidă se înfruntă Rapid București și Napoli. Primește Maggio. A pasat cam neglijent. E gata să tragă. Zuniga. Poate dacă primea sprijin mai repede, altfel discutam acum. Ce ocazie bună! Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Mihai Roman. A câștigat posesia. L-a faultat clar, lovitura liberă. Milisavljević. Grăbesc puțin ritmul. Gohan Inler. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Pasă în adâncime. Șansă mare. Interesantă. Și e gol! Cât de bine a tras! Acum sunt la conducerea dublei manșe! L-au lăsat mult prea liber! A fost o fază inteligentă din partea unor jucători inteligenți. Aceste scheme lucrate la antrenamente sunt superbe când le vezi puse în practică în meciuri oficiale. Așadar, meciul reîncepe de la 1-0. E un jucător pe care se poate baza. Are o execuție fantastică. L-am mai văzut marcând cu astfel de execuții. Centrarea e deviată în corner. Și centrează. Ce ghinion! Fundașul s-a lipit de el la această fază. Cu toate astea a reușit să tragă, dar se putea să o facă și mai bine. Gohan Inler. Goran Pandev. Foarte bine l-a blocat. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Mihai Roman. Nu, așa n-are nicio șansă. Se anunță un contraatac furibund. A ieșit, da. Arbitrul fuiera aruncarea de la margine. Mingea depășește iar linia. E out. Cât de bine l-a găsit. Bună preluarea. Faza devine interesantă. Gol! A marcat exact când arbitrul se pregătea să fluiere finalul primei reprize. Cât de bine i-a pasat la această fază, finalizarea a fost și ea pe măsură. O secundă dacă mai întârzia cu pasa. Această repriză s-a încheiat, e pauză acum. Cred că au jucat binișor până acum. Chiar s-au ridicat la nivelul adversarilor. Eu cred că au oarecare șansă în repriza secundă. Poate vor produce surpriza. E o partidă echilibrată până acum. Scorul e egal, 1-1. Rapid București și Napoli. Milisavljević. Lasina Traore. Milisavljević. Desenează frumos până acum. Intervine prompt și respinge. Încearcă centrarea. Primește Rui Duarte.
Poate centra în careu. Lovitură incredibilă de car. Ce superficial a tratat faza. Centrează bine. Mihai Roman. A lovit-o cu sete. E o adevărată plăcere să vezi asemenea torbile. Chiar dacă s-a dus puțin peste bară, a fost un șut frumos. Zuniga. Pur și simplu nu se mișcă suficient. E foarte static jocul echipei. O trimite în careu. Ce ocazie bună și-a creat. Mihai Roman. Să vedem acum replica pe contraatac. Trimite un șut. A reușit! Gol! Cu această reușită au preluat conducerea. A trimis bine, dar fundașii nu prea și-au făcut treaba. Cât de bine a gândit la această fază. Deși putea pasa, a decis să-și asume responsabilitatea unui șut și iată că a marcat. Au reușit desprinderea în acest meci, iar acum conduc și la general. Cred că în acest moment jucătorii simt presiunea datorită acelor goluri marcate în deplasare. Goran Pandev. Centrează! Trebuie să spere în continuare, atâta timp cât mai au un strop de energie, trebuie să joace cu toți oamenii în atac. Cred că trebuie doar să-și mențină calmul. Grăbesc ritmul pe flanc. Lorenzo Insigne. Iată-l, la balon! A fost cât pe ce să profite de acea eroare! La Sina Traore! Mihai Roman! Iartă ultimul fluier al arbitrului! Mai au de jucat câteva partide până la finală, dar se descurcă de minune! Fanii cred că sunt foarte mulțumiți!